hold you, you so extra. But I know I'm the same, yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like oh my. Voi știați că Oana Zăvoran nu are canal de YouTube și nu mi-ați spus? Naibii, țineți chestiile bune numai pentru voi, am înțeles cum merge treaba. De când am descoperit canalul ei, mi-o ocupă tot timpul. Să vă chemați, să-i dați tot timpul să fie așa, cu surpriză. Gen ea, când o așteptați într-o emisiune, înainte să vă spune acum a slăbit că astea, ia, că dau dătura ta, ia o nucă. Nu e normală, nu e normală. Noi, de când era, are un scop. Hăhâim, facem ca toate alea aici, nu-i problem. Scopul nu e de hate. Foarte, foarte bine definit, da? Acela al cât de periculos este ceea ce se întâmplă în mediul online, în zilele noastre. Acestor căpușe care practic... Ce să le dau, mă, mai am copanele, alea nu mi le dau. Mai am portocale, mi-am dat aia de natrimis cizunițe la cu 3 zile. Nu, nu m-a prostit, nu m-a... Avem încă un caz de Dana Budeanu. Dar, tema acestui clip este de așa da, așa nu. Când a apărut Dana Budeanu pe internet, eu personal nu am fost un fan, nu am făcut un clip despre, nu am înțeles. Spunea cuvinte cheie ca să aplaude maimuțele, înțelegi? De asta a și devenit virală. Știi piesa aia despre cocalar de la noaptea târziu? O ascultau doar cocalarii. Cam asta era și părerea mea despre Dana Budeanu. Venea și spunea niște cuvinte cheie, niște chestii pe care le știa toată lumea de o grămadă de timp. Că băieții pensați, că băieții epilați pe picioare, că nu știu ce, dar în același timp astea erau vechi, le-am fumat deja toți, nu, e ok. Și în același timp erau oameni care aplaudau, dar făceau aceleași chestii pe care le spunea ea că nu sunt ok sau ceva de gen. Acum, aici, la Dana Budeanu, avem un caz de râd că eu nu sunt așa. Știi care e chestia? La ea se uitau mai mult, ca sigur, oamenii care făceau ce spunea ea că este greșit. Așa se întâmplă de obicei. Oamenii care se rad pe picioare, își fac sprâncenele la salon sau beau în club cu paiul, dar dacă le spuneai ceva, dar ce-o-i frate, nu e la fel? Eu mă îngrijesc, am grijă de mine, nu e nimic greșit să ai grijă de tine? Ea vorbește de altceva. Am înțeles. Vorbea despre tine. Plus că nu știam și nu știu nici până astăzi cine este Dana Budeanu. Nu este o persoană care a apărut din senin pe internet, nu? Pare mai importantă și cu un nume în spate. Eu dădeam search pe Google și tot ce găseam era că a avut o casă de modă sau ceva de genul sau că are. Atât? Nu știu cât îmi oferă asta ca credibilitate? Nu vorbește... Faptul că se ocupă cu moda nu se leagă pentru mine pentru că vorbea de obiceiuri masculine. Că mai vorbea de haine pe aici, pe acolo, sigur, acolo merge. Dar că spunea că băieții beau suc cu paiu sau alte chestii nu se leagă. Ce istorică a avut ea? Pe cine a întâlnit ea așa? Ce se întâmplă cu noi? Bună dimineața, România! Intră Oana Zăvoranu, numai iubirea lui Pepe. Hai să începem cu credibilitatea, că cu aia am terminat, nu? Să vedem dacă merită să o asculți. Păi despre ce vorbește ea pe internet înainte de toate? Că probabil pentru mulți dintre voi este nouă treaba asta. Ce? Oana Zăvoranu face clipuri pe net? Influenceri. That's it, influencer. Tot și-a explodat scandalul ăsta cu Plași Bio. Ce să vezi, mă? Știți cum era Pinocchio? Cine, mă, Plași Bio? Plași what? Plași Bio. A fost pe... Păi da, mă, că ai făcut tu, ne-am umplut, suntem la coadă vreo 400-500 de nebune, de ne-am umplut de bube. Ok, ceva mai nou, fresh și mai actual decât subiectul fumat că băieții își fac sprâncenele. Îți spune părerea ei... Și are și câteva chestii din interior care îi întăresc părerea sau îi oferă o anumită credibilitate. Toată lumea vrea să te facă, toată lumea vrea să-ți vândă câte ceva. Ce faci, bă, băiatule?
Bă, dacă tot ai venit aici la piață, la târg, hai cu mine, hai să luăm și prăvălia mea, dacă tot ești aici. Ia vin aici. Am muncit ceva aici, ia uite aici. Cană frumoasă cu etichetă ca să bei ceai, să creadă oamenii că bei ceai. Dar dacă chiar e așa, ia uite ce frumos, cu pliculeț de ceai care citește o carte, totul frumos. Hai și în partea asta să-ți arăt. Ia uite aici, două piese frumoase, un tricou cu locuitor și aici avem un tricou cu mine și locuitorii pe tip comic box. Și lasă-mă să-ți spun ce nici nu a ajuns în depozit chestia asta. Am două tricouri speciale de ziua îndrăgostiților, ediție limitată până pe 15, cam așa. Verifică-le și pe alea magazin dacă dorești. Și acum ce faci? Cumperi sau așteptăm? Stăm? Vei mai veni până aici? Link în descriere, ce vrei să spun? De ce să o crezi, Sucrei? E totuși Oana Zăvoranu. Cine este ea? Este femeia aia care a jucat în serialul ăla românesc Numai Iubirea, care a fost împreună cu un cântăreț, a apărut pe la emisiuni pe la TV să facă scandal și să se certe cu Vadim Tudor sau mama ei. Deci din start, oricum o vezi pe ea, există o mică credibilitate acolo. Nu-mi dă sentimentul că vorbește degeaba sau nu este pregătită. Pentru fiecare influencer are un nume. Acum, ea nu spune numele astea și nu spun eu că sigur îți ele, da? Dau și eu cu presupusul și ce am citit prin comentarii, dar sigur nu am dreptate. Cred, da? Nu, sigur nu e așa, dar cred. Așa scriu oamenii prin comentarii pe la clipuri că Peppa de la Peppa the Pig e Oana Roman. Pinocchio e Adelina Pestrițu. Căh e Cristina aici. Bălănel e Andreea Bănică. Și Andu Madam, băiatul e Anda Adam. Astea sunt doar câteva. Păi și ce face ea? Vorbește așa aiurea despre asta? Nu chiar. De exemplu, scoate la suprafață că Peppa tot folosește produse de slăbit de ceva timp, dar nu se întâmplă nimic. Dar tot să le cumperi. Pinocchio împinge Plaj Bio. E acolo când e produs în amploare. După ce iese scandalul, că știți că a fost un scandal cu Plaj Bio, se face că plouă și că ea nu folosește așa ceva. Ce e aia? Și preferata mea, Bălănel, își face hotel pe bulion. Astea vorbesc de la sine. Și astea-s doar câteva ca să-ți atrag interesul. Spune chestii interesante și sunt multe de care nu știam nici eu, sincer. Că nu mi-ofer atâta de mult timp să urmăresc zona asta de influencer pe Instagram. Știu că-s mulți. Știu ce o să spuneți mulți. Îți pregătit deja. Da, mă, Sucre, dar e totuși Oana Zăvoran. E femeia care l-a făcut pe Pepe să-și lasă barbă. Știu. Încă vorbește ca o mahalajoaică. Decorul ei este foarte chicios. Dar ea știe ce face. Știe care este audiența și îi atrage cu glume din astea și cu limbajul, dar mesajul este acolo. Vezi tu, diferența dintre ea și unul care merge la televizor ca să vorbească cu ministrul, doamna educației, este destul de simplă. Ea nu este aici să-ți arate că schimbă lumea sau sistemul, cum fac alții. Ea îți arată ce știe și ce vede din industrie. Și se întâmplă pe internet, în show-ul ei. Nimic elegant sau pregătit. Asta se poate schimba. Oana poate să primească un deal de la o televiziune și nu o să mai vezi așa. Poate să vadă și ea câți bani se fac din publicitatea pe Instagram și să ajungă și ea ca oamenii de care vorbește, dacă nu o face deja. Dar cât este aici, e de apreciat. Așa da, este ceva acolo în spate, când vorbim de credibilitate, discută despre un subiect actual și mesajul nu este așa rău. Deci, cum spune ea, link down below la canalul ei. Bun, ultima chestie. Și asta mi se pare cea mai importantă. Știi cum există scandal între youtuberi care
care mi-ați dat clipul jos, mă, nemernicilor. Știi, de obicei omul care are obiceiul să dea un clip jos este Doru. Îl știți pe Doru. Doru e omul ăla care tot spune, hai Ionule, hai Ion că vreau să facem aia, hai trebuie să facem aia Ionule. Îl știți pe Doru. Dar dacă îți spun că Oana Zăvoranu, pentru clipurile ei, a fost dată în judecată și a câștigat. Nu vorbim de un strike pe YouTube. Repet, a fost dată în judecată. Asta e mult mai serios. Cum de nu vorbește nimeni de treaba asta? Noi stăm aici pe internet lejer și oricând poate să vină cineva să te dea în judecată. Poate câștiga? Slabe șanse. Din ce am înțeles, și la ea a câștigat doar câh. Că nu are voie Oana să-i spună numele o perioadă de timp, se poate să am informații, vorbește presa, nu se știe, da? Asta m-a auzit, spun și-o mai departe. Mulți dintre noi nu am putea să ducem o asemenea chestie. Sunt mulți bani și timp aruncați acolo în tribunal. Unii nu-și dau seama sau nu conștientizează. Gândește-te că a făcut-o ea ca să fie liberă pe internet, da? Din nou, nu este un caz ca altul care vorbea prostii despre minori, să zicem. Aia e altceva. Aici este o persoană care vede ceva și spune opinia. Ok? Crede că acel ceva este greșit și atât. Oamenii ar trebui să discute mai mult despre asta. Doar zic. Și desigur, Oana, acesta nu este un clip negativ. Nu cred că îl vede ea, dar poate ajunge pe la urechile ei. Am și o idee pe gratis. Fii atent. Fă un episod special și un episod să o inviți pe Dana Budeanu. Să împărțiți idei. Nici nu trebuie să-mi dai credit. Cu plăcere. E de la mine. Poți să le spui oamenilor să-mi dea și mie un subscribe sau un follow. Îți dai seama că ajută. Tot așa, link down below. Rămas căsnicii, s-a ajuns la bătăi, la nenorociri, din cauza că se pierd bani... Nu vin încă în pat. Sau la păcăneni. Nu vin încă în pat. Nu se face. Am treaba aici. Informații. Now all of my calls go to voicemail. I block you so I don't raise hell. Should've talked through it in detail. Our separate ways ain't gon' end well. No. But when we get back, it's like oh my. All bad all day, but the night I get that good.